Salut și bine te-am regăsit la un nou episod de GTA 5 Online. De data asta suntem într-o misiune de la Secret Serve. Și care trebuie să omor aici un VIP. Care se este păzit din toate părțile. Pam! Easy! 24.000! Dar acum mașina nu știu cum o voi putea lua. Sau știu. Bă, dar câte gloanțe intră în tine, frate? Stai așa. Că rezolv cu asta. Și mai era unul aici. Care mânca în fundul săptămânii. Se pare că nu. Hai să ne furăm mașina. Bun. Aceasta este mașina mea. După o alergătură după 4 targeturi, se pare că a venit și polițistul. Ăsta interesant, care îl mănâncă în fund. Încă mi-ar ce nu vede soarele. Hai să mergem să ne reparăm mașinuța. Între timp vreau să vă zic de ceva șmecher. Câți bani am? 93.000. Adică, ca să înțelegeți, de la 30.000 am format pensiunea asta, am mai dat vreo 25.000 pe muniție. Am făcut până acum bine. Am făcut bine cu misiunile astea. Și sunt mai multe la număr, dacă vreți putem face... De fapt, acum am content pentru mai multe episoade singur. Practic. Și vreau să iau o mașinuță, sau mașinuța asta să o fac. Oare cât o fi o curumă? Între știu, curuma trebuie să faci o misiune. Da, o misiune să-i... o poți cumpăra. Bă, câte experiență mi-a dat! Mai am un pic și fac level 30. Șmecher! Hai că nu mai am chiar așa de mult. Am început așa pe trabacul, pe dăsta, dăstie. În seara asta vom fi live. Așa înainte. În ajunul lui... De Moș Culai. Cum zicea cineva pe Sam. Moș Culai. Nu, Moș Nicolae. Moș Culai. Dar nu știu ce mașină aș putea să-mi iau așa blindată. Și rapidă. Ce-i cu mașina asta? Ce-i cu mașina asta? Hei tu, ce faci? Ce faci? Hai să intrăm aici. Hei tu, ce faci? Și la la la. Și la la la. 600 de euro nu. Și avem mașina ca nouă. Ei bine, hai să o facem cum doresc eu mașina asta. Se pare că avem armură pe ea. Avem un roof care aș dori să îl pun. Plus de asta, transmisia fuge mai tare, fuge cu accelerație puțin mai tare. Turbo window, așa mai întunecate. Și la wheels, tires, bulletproof. Să-mi pun bulletproof pe ea. S-ar merita? Nu știu. Așa aș putea să-mi pun și pe Infernus. În fine, mai vedem dacă pun sau nu. Momentan pe astea două mașini mă bazez. Pe dânsa și pe Infernus. Restul nu prea. Oricum arată beton această mașinuță.
Hai să mai facem o misiune de la VIP Work. Mai trebuie să așteptăm câteva secunde. Și vreau să vă arăt ceva șmecher ce am văzut când m-am schimbat. Avala! Shit. Vrei bătoi? Vezi că ți-a sărit pălăria. Vrei să vedeți cum îl omor fără să-l calc sau să dau un pumn în el? Pam, e pe jos. Pam! Iar ești pe jos, văruț. A, am căzut și eu. Shit! Fuck. Abala! Abala! Și așa nu pot să mă ia poliția, că practic n-am dat un pumn în el. Și prostul dă cu capul de asfalt singur. Bă, tu ce mă bate Gogu? A murit? Mă bate Gogu pe mine? Ia zi. Stai să așa. Acum ai mort. Hai să plecăm de la locul faptei. Acum sunt sigur că e mort. Hai să ne parcăm aici așa. Bun. Hai să dăm un secură ceu de ăsta. Ia, management. Ce ăsta? Style. Friendly fire. Nici maker. VIP abilities. Retry. Ceo vehicle. Dar de ce costă atât de mult? Am văzut că la alții e moca. Luxori. Help. Helicopter. Drop ammo. Drop armor. Ghost organization. Bribe. Ce maker. VIP work. Vai, a murit youtuberul. Vai. Collect the trailer and the drop off. Hai să o luăm pe asta. Bun, hai să mergem după tunculița asta. Practic și impractic ne vom face cu bănuți acum. De când dispare aia, ne vom face cu undeva la 110.000 pe acolo așa și cu nivelul 30. Easy, many. Păi așa este foarte ușor să strâng bani pentru garajul de la frate mașini. Foarte simplu este să strâng bani pentru ăsta. Dar el nu știu ce e ceu, tot ceu e și el. Pentru garajul de la import-export. Am văzut că acolo se câștigă, tată. 1.500.000 totuși este țintel cam mult. Țintel cam foarte mult. Această mașină nu. Asta înseamnă că voi fi fugărit. Nu bine. Tireste aici. Adică aici am vecinătate. Să nu zici că mi-a dat ăsta european. Nu, e de ăsta american. Șmecher, de ăsta fuge, te rupe pământul, tată. Și sper să nu mă ducă departe. Și să aibă ballet pro. Atâta mai sper. Bun, hai să-i dăm încet, încet. Am văzut că așa este episoadele mai interactive. Și îmi place. Așa. Drop off 4.000. Hai că nu va fi chiar așa de greu. Practic, noi acum facem Eurotruck în GTA 5. Ba, ce-ai făcut, văruț? De ce baltocă e așa, nu știu.
Îmi place că s-ar gândit oamenii să dea un tir european sau tirul să de random, asta nu știu. Plus de asta, astăzi, ieri a fost farming, astăzi e normal și normal ar trebui să fie. Și cred că așa și s-a făcut fluflafi, cred că așa s-a și nimeri. Adică, dacă aș pune acum rast, ar fi exact programul care îl aveam înainte. Ceea ce șmecher, lană. Și blană, blană. Și farming-ul, am văzut că vă place foarte mult farming-ul. Găsitem așa cu fază lungă. Și Euro Truck Style. Tărătărâm, nu. American Truck Style. Tărătărătărâm, pâm 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 pâm. Euro Truck aș vrea să filmez ceva cu băiecii, cu Alin și cu Rareș, că ei au Euro Truck-ul cumpărat. Și apropo, cine se pricepe la asta? Am o întrebare pentru voi. A, da, ba nu. Am, a, de fapt, nu mai am nicio întrebare pentru voi. E rezolvată problema. Nu mai am nicio întrebare, gata. Vă mulțumesc pentru tot suportul acordat. La această întrebare. Aici se este închisoare. Și ăsta a murit. Pe aici, prin în jur. S-ar putea că a murit la închisoare. S-ar putea că a murit altundeva. S-ar putea să vină după mine. Asta nu știu. Dacă vine după mine. Dacă se este băiat neserios cu mine. Voi da la Lester. Și să văd că am off the radar. Dar de ce am urcat eu pe aici? Am urcat. Off the radar, la rangul 40. Ok, call me back once you decide. Ce amintiri, bă, parcă acum o lună aveam nivelul 20. Și acum am nivelul 30. Oricum, seria de GTA are să fie lungă toată. Plus de asta, dacă ne plimbăm aici, nu avem ce să facem mai interesant, că văd că nimeni nu vine pe mine. Seria de 5M, nu mă mai prea trage, pentru că toți acum de pe YouTube fac 5M. Ăștia... Nu, ăștia. Nu, înțeleg că e frumos și alea, dar să trezește câte un mucioflec mă d-asta, că altcumva n-am cum să le spun, care să crede ei mare mafioți acolo pe joc și alea, știi? Și aia nu-mi place. Mi-ar place să fie un server de FiveM, exact cum este unul de Bizon, de exemplu. Lăsăm. N-aș mai ieși după 5M, bă. Dar atunci... Până atunci... Are să mai dureze mult și bine. Până atunci va exista sample. Mai ales acum că s-a băgat gift și quest pe sample. Foarte tare, foarte tare. Trebuie să intru să-mi iau cadou. Foarte important. Va urma și un episod de sample. Nu vă las așa cu ochii în soare. Și... Asta este. Brigada 31, din păcate, pentru o perioadă scurtă, o perioadă lungă de timp, asta nu se știe. Pentru că mi s-a luat frate de Minecraft, dar nu mai vreau să-l văd. Nici pe desktop nu-l mai am, așa că, na, asta este. Dar, în schimb, sper și cred că pot să fac cumva să apară Brigada 32. La asta nu v-ați așteptat. Plus de asta, bă, că a venit vorba de Minecraft. Bă, a revenit AVG cel mic. După atâta timp, 2 ani de zile, a revenit AVG cel mic. Plus de asta, n-a avut niciun accident, nimic.
puteți să vă dezabonați și să dați și un dislike la cei care zicea. Eu am fost zis, recunosc, am fost zis și eu, dar am zis că eu știam de pe live-ul de la Trex chestia asta, că a avut un accident. Dar el, săracul, a avut grijă de familia lui. Nivelul 30. Nu au niciun accident și totul este fericit. Acum a început din nou. Foarte tare. O să mă țâmbăci. Sună telefonii, ca draci și milioanii săraci. La 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 la. Hi. What service are you looking for? Opa. Deci am sunat, măi, la Lester, măi. Măi, produitorilor, ia spuneți-mi, de ce am sunat la Lester? Am rămas singur pe sesiune? Dacă am rămas singur pe sesiune, pe ce închid acest videoclip? I'm Johnny on the spot. Ori voi face I'll hook altul? You up. Clips, baci. I'll bring it by. Ori voi face altul, ori voi spame o cursă de înainte. Astea cursele, misiunile. Ia, e gang attack aici. Ia să vedem ce destea daily objective. Shark. Tricaptur. Stealth vehicle for military buzz. Adică am făcut asta. Arată cu bif. Ok. Nu știu că l-am făcut, dar se pare că l-am făcut. Ne-am luat mașinuța asta noastră foarte înceată. Și e bine, cam atât cu acest episod. Sper că ți-a plăcut. Nu uita să dai un mic like, un coment, un share. O abonare nu mă strică, nu mă supăr de ea. Și până data viitoare... Te-am pupat, te-am salutat și pe bot. Te-am pupat. Nu mi-a venit alta. Pa!